anul trecut fondul de garantare a dat cu 54% mai puțin de garanții pentru IMM-uri. Deci nu creșterea pe care a avut-o an de rândul de 10-15%, ci cu 54% mai puțin. Pentru o bancă comercială, când se duce la fondul de garantare, spune din două dosare să respinge unul, după două săptămâni spune nu mă mai duc acolo. Asta este un adevăr. Îmi pare rău. La fondul de contragarantare este o altă mare problemă. Fondul de contragarantare, Ministerul de Finanțe, care are două treimi din bani, rezistă, stă în continuare, numai că fondul post-privatizare, care are o treime din participație, nu mai rezistă. Este practic în insolvență și sunt mari de tot probleme. Să vă spun mai mult decât atât, dacă să dau în judecat de cei de acolo ca persoană juridică, pe tot pe ei ca persoană fizică, e noaptea minții. Deci finanțările din... Îmi pare rău, astea sunt adevărurile care se întâmplă acum. La nivelul 2014, din punct de vedere al IMM-urilor, au fost, unde se vedeau niște cifre mai interesante așa, ca să vedeți că lucrurile nu sunt chiar cele mai frumoase. Au depus bilanț 643.030 de firme. Asta este cifra reală de la Registrul Comerțului. Deci cât la sută din cele care nu un milion și ce se vehiculează prin presă, până alte... Deci la jumătate. Exact. Sunt 643.030 firme care au depus bilanț. Deci care practic există. Atâta timp când nu depun bilanț, nu sunt active. Sunt niște firme foarte multe între fantomă. Dar ele emit acte în piață. Dacă vor, da. Atenție! Haideți să vă spun lucrurile triste în continuare. Mari și foarte mari sunt 1.806 firme în România. Asta este. Mijlocii sunt 8.800, mici 48.000 de firme și micro-întreprinderi 585.000. De fapt, noi avem undeva, dacă vreți, IMM-uri sunt 97,7% din firmele din România. Așa este și în Europa, 97-98% exact, sunt IMM-uri. Asta este, din nefericire, IMM-urile din România, apropo de ce spuneau de la bancă, sunt de 6 ori mai necapitalizate decât media IMM-ului european. Asta este, la fel, un adevăr trist. Îmi pare rău că trebuie să vi-l spun. Să vă mai spun că avem 23 de IMM-uri la 1000 de locuitori față de media europeană, care înseamnă 67 de IMM-uri la 1000 de locuitori. Deci suntem undeva la o treime din ce înseamnă restul lumii. Atenție, și suntem cam la sub mai puțin de jumătate față de ceilalți cu care ne comparăm, nu știu, Polonia, Ungaria, nu ne uităm la Germania sau ne uităm mai lângă casă. Și haideți să vă spun iar mai departe trist, din ceea ce v-am spus, societăți comerciale cu capital integral românesc sunt în felul următor: peste 100 de milioane de lei sunt 55 de societăți comerciale. Ăștia sunt. Între 50 și 100 de milioane sunt 32, între 20 și 50 de milioane sunt 76. Îmi pare rău. Ca să știți unde, să știți practic unde suntem vis-a-vis de multinaționale, de bani care rămân în România, bani care pleacă din România, bani care se plătesc în România și așa mai departe. Vis-a-vis de firmele mari și de marile corporații, sunt extraordinar de bune, pentru că o firmă mare, trebuie înțeles și lucrul ăsta, ține sub ea între 5 și 15 mii de firme mici. Îți pare ciudat, dar sunt firme mari care într-adevăr țin aceste firme mici. Creează niște ecosisteme. Noi avem un parteneriat foarte puternic acum, inclusiv cu Camera de Comerț a României. Am pus pe hârtie, dacă vreți, 12 puncte fierbinți ale IMM-urilor. Le-am discutat cu primul ministru, le discutăm cu miniștrii de resort, le-am discutat și cu Florin Jeanu, fostul ministru al IMM-urilor, discutăm și cu Beciu, actualul secretar de stat la IMM-uri, și cu Andrei Gerea. Încercăm să le găsim, avem înțelegere din partea, să știți că eu, poate vi se pare un paradox, un guvern de centru-stânga care ia măsuri de centru-dreapta cumva, dar asta este, bine că face ceva. Am discutat inclusiv cu domnul Vulcov și se pare că încearcă să ajute, dar vă spun acum iar din nou lucrurile triste. La minister s-au dat teoretic bani, practic nu sunt acești bani. Pentru cei care, nu mai știu dacă auzim ceva pentru acel ajutor de minimis, din nefericire mai devreme de 15 martie nu va exista niciun leu în acel program, deci cei care au început să
să facă cheltuieli că au câștigat acest program, încă mai au de așteptat, pentru că 15 martie înseamnă practic ministerul va avea capacitatea să înceapă plăți cam la 60 de zile în cazul fericit. Nu vreau să vă spun cazul nefericit în care banii se vor aloca real la revizuirea bugetului.